Sfinții martiri Adrian și Natalia sunt pentru creștini un exemplu de mărturie a unei familii care a trecut prin încercările credinței până la capăt. Sfântul Adrian era un oficial al armatei romane în timpul împăratului roman Maximian. Locuia împreună cu soția sa Natalia în Nicomedia. Adrian era păgân. În acea perioadă era în desfășurare politica imperială de persecutare a creștinilor. Căutarea, arestarea, torturile și uciderea lor în cazul în care nu renunțau la credința creștină erau executate de armată. În acest context, Adrian a putut vedea ce fel de oameni sunt creștinii. L-a impresionat în mod deosebit un grup de 23 de creștini din Nicomedia care erau arestați. Curajul mărturisirii lor, înfruntarea senină a durerilor, curajul lor în fața morții, l-au făcut pe Adrian să se întrebe ce anume stă în spatele unei asemenea decizii aparent iraționale de a-și păstra credința până la moarte. Credința vine din auzire. Adrian a întrebat și a crezut. Din prigonitor a ajuns el însuși arestat și prigonit. A îndurat durerile torturilor, a răbdat toate pentru slava mărturisirii lui Hristos. Soția sa Natalia, care în taină era creștină, a venit zile la rândul în temniță îngrijind rănile și mângâindu-și prin cuvinte încurajatoare soțul și pe ceilalți creștini care erau cu el. A aflat însă că va fi executat. Venind în grabă la temniță, nu a mai fost lăsată să intre. Și-a tuns părul și s-a îmbrăcat ca un bărbat, astfel încât să mai poată vedea pentru ultima dată pe Adrian. Toți creștinii din temniță au fost uciși. După moartea lor a fost ordonată arderea trupurilor. Bunul Dumnezeu a rânduit ca în acea zi să plouă din belșug, astfel încât trupurile martirilor au putut fi luate și îngropate după cuvință. Un creștin evlavios, Eusebiu, cu soția sa, a reușit să ia sfintele moaște ale lui Adrian și să le ducă în ascuns până la Argiropolis, lângă localitatea Bizantion. Natalia a venit la locul unde erau sfintele moaște puse în mormânt, s-a așezat lângă acestea și a trecut la Domnul. Apoi a fost ea însăși îngropată alături de ele. După multă vreme, ambii sfinți au fost duși la Roma, iar în anul 1110, sfintele lor moaște au fost mutate într-o mănăstire din Flandra.